Noul consul general al României la New York și-a preluat în mod oficial funcția luna aceasta. Nu sunt un om din sistem, a declarat Marian Pârjol, născut în 1956 la Craiova, care este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic București, metalurgie și al Academiei Diplomatice, ulterior. Domnia sa revine la New York, unde a ocupat funcția de consul general adjunct în perioada 2002-2006. Anterior acestei funcții a fost prefect al județului Constanța, din partea Convenției Democratice, din 1996 până în 1999, când a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Funcției Publice. În ultimii trei ani, 2007-2010, a îndeplinit funcția de ambasador al României în Nigeria. În prezent nu este membru al niciunui partid politic și nu are afaceri private, a mai adăugat domnia sa. Totodată, noul consul a ținut să dea asigurări că dorește să aibă o relație deschisă și onestă cu comunitatea românească din New York și statele învecinate care intră în jurisdicția consulatului. De asemenea, a mai spus el, dorește să îmbunătățească serviciile oferite de consulat cetățenilor români aflați în Statele Unite. Stăm de vorbă cu domnul Marian Pârjol, noul consul general al României la New York. Domnule consul general, bună seara și bine ați revenit la New York. Cu ce gânduri ați revenit aici? Bună seara, vă mulțumesc că m-ați invitat și îmi dați ocazia acestui interviu. Am venit cu, în primul rând, cu emoție foarte mare, dar și cu plăcere și bucurie. E un loc minunat, dar în același timp e un loc cu o problematică diversă și cu responsabilități care te angajează într-o muncă în care ai șansa să obții niște rezultate dacă depui eforturile necesare. Cred că principalul sentiment este emoția mai degrabă decât bucuria, dar oricum sunt într-un mediu în care am mai fost și în care am luat pulsul activității în cadrul consulatului și cred că acesta este un avantaj. Am înțeles. Dumneavoastră nu sunteți diplomat de carieră, dar aveți o relevantă experiență diplomatică. În ultimii ani ați fost chiar ambasador al României. Cum credeți că veți valorifica această experiență și care ar fi principalele obiective ale mandatului dumneavoastră aici? Cred că pot să mă consider un foarte bun reprezentant, iertați în lipsa de modestie, al diplomației românești și poate lucrul acesta este chiar un atu atunci când vii din alte sisteme conectate cu diplomația, cum este cazul meu. Sunt convins că această misiune pe care o am la New York este un challenge important atât pentru mine cât și pentru colegii mei, având în vedere că îmi propun într-o perioadă relativ delicată pentru mai toată lumea, îmi propun obiective ambițioase și sper să le realizăm. New York-ul este foarte important, chiar dacă aici este un consulat, nu este ambasadă, dar ca și sistem relațional, sunt convins că aici se pot face foarte multe. E, așa cum am spus, pentru mine o mare încercare pe care sper să o duc la sfârșit cu rezultate foarte bune. Preocuparea de bază va fi relația cât mai apropiată cu comunitatea românească și rezolvarea cât mai eficientă, mai rapidă a problemelor legate de diverse acte notariale, pașapoarte, cetățenie și așa mai departe, care țin de secția consulară. N-aș vrea însă să neglijez alte aspecte ale activității consulatului general și aici aș vrea să mă refer la
aspectul activității comerciale, care, în opinia mea, este extrem de important, având în vedere importanța New Yorkului în Statele Unite și importanța sistemului relațional, așa cum spuneam mai devreme. Sunt convins că se poate face în acest plan mult mai mult decât s-a făcut până acum, cu un pic de efort și concentrare. Cred că vom realiza lucruri care vor bucura nu numai România, dar și comunitatea românească de aici, din New York. Cu ocazia apropiatei sărbători naționale a României, 1 decembrie, ce mesaj doriți să adresați comunității românești din New York? Stimați concetățeni, dragi români, de 1 decembrie, românii oriunde s-ar afla ei, sărbătoresc triumful idealului național și forirea statului național unitar român. Marea Unire a fost rezultatul unei necesități istorice, iar la Alba Iulia, în 1918, nu s-au unit numai Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul cu România, ci s-a născut statul unitar român, care a permis națiunii române să-și pună în valoare energiile și capacitățile creatoare în slujba progresului economic, al dezvoltării științei, învățământului și culturii. Într-o democrație parlamentară, România s-a înscris în anii interbelici, dar și după Revoluția din 1989, pe o traiectorie a unei vieți moderne, contribuind pe plan internațional la opera de pace și securitate. Sărbătorim Ziua României, Ziua Unirii, astăzi, în vremuri în care unitatea este probabil unul dintre răspunsurile la multele întrebări care frământă societatea românească în aceste momente. Cu ocazia Zilei Naționale a României, vă felicit pe toți în numele Guvernului României și vă mulțumesc. La mulți ani, România!